tut tu, 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 bu Bună, sunt Diana Belu de la Centrul Medical Speranța și astăzi vă arăt cum se măsoară lungimea unui sucar folosind un pediometru. Trebuie să ne asigurăm că copilul stă drept și să măsurăm cea mai mică valoare pe care o obținem în acest fel, raportându-ne la călcâiele copilului, nu la vârful degetelor. Este atât de simplu.